Astăzi, în țară, cerul va fi acoperit de nori și va cădea lapoviță. La Briceni și Soroca se vor înregistra minus 2 grade, la Bălți va fi minus 1 grad. La Orhei se așteaptă 0 grade, la Tiraspol și Leova se așteaptă 2 grade, iar la Comrat și Cacul termometrele vor arăta 3 grade. În capitală, astăzi vor fi 2 grade Celsius. În următoarele zile sunt prognozate ninsori slabe și lapoviță, iar termometrele vor arăta între minus 1 și plus 4 grade. Noaptea se vor înregistra între minus 2 și minus 7 grade Celsius. Astăzi, în cea mai mare parte a Europei, cerul va fi noros și va ploua. La Madrid vor fi 14 grade, iar la Roma cu 2 grade mai puțin. La Paris se așteaptă 8 grade, iar la Londra 10. La Berlin și Viena se așteaptă 2 grade. La Belgrad termometrele vor arăta cu 1 grad mai mult. La Praga sunt anunțate 0 grade. În capitala Poloniei sunt prognozate minus 1 grad. La Budapesta, București și Ankara termometrele vor arăta 4 grade. La Atena se va încălzi până la 10 grade. La Kiev maxima va fi de 3 grade, iar la Moscova se așteaptă minus 1 grad Celsius.